ziua, dragi telespectatori! Sunt primul Laurent, ce bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Începe emisiunea de astăzi felicitându-o și eu pe Simona Halep, care, iată, a obținut o performanță extraordinară, una dintre foarte rarele bucurii pe care ni le mai oferă sportivii români în ziua de astăzi. Este o excepție extraordinară, inexplicabilă din punctul meu de vedere, în condițiile în care fata asta s-a antrenat și a crescut, s-a dezvoltat, a ajuns o mare sportivă, stând în România, nebeneficiind de niște condiții extraordinare, excepționale, fără să fie luată și prelucrată în laboratoarele științifice ale sportului modern care se practică în țările avansate de azi. Ei bine, suntem mândri, sperăm că această fată, prin efortul ei extraordinar, prin munca, prin sacrificiile pe care le-a făcut, prin talentul, dedicația și mai ales pasiunea pe care a pus-o în acest sport, să ne aducă marea bucurie de a câștiga turneul. Părerea mea este că degeaba a ajuns în finală dacă nu o și câștigă. Știți cum e? În viață rămâne acolo în istorie doar campionul. Finalistul nu mai ține minte nimeni peste ani și ani. Dar un campion rămâne un campion peste ani, rămâne în cartea de istorie. Sper ca luni să am ocazia de a vă împărtăși în deschiderea emisiunii această mare performanță. Titlul de campion la Roland Garros pentru prima oară după foarte, foarte mulți ani în sportul, în tenisul românesc. Acum trec la știrile zilei și o să încep cu știrea care mi se pare cea mai interesantă, o știre care m-a revoltat, care mă scoate din sărite, să vă spun drept. Procurorii anticorupție i-au reținut joi pe vicepreședintele ANR Claudiu Dumbrăveanu și pe Gheorghe Ciubotaru, asociat la SC Electro Alfa Internațional SRL, acuzați de luare de mită alături de directorul Enel Florin Gugu, care este arestat pentru dare de mită, conform DNA. În ordonanța de reținere se arată că în cauză există date și aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2013, suspectul Dumbrăveanu, vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei și membru al Comitetului de Reglementare, a pretins și a obținut de la suspectul Gugu Florin, director Enel, în baza unei înțelegeri anterioare, foloase necuvenite pentru SC Electro Alfa, a cărei asociat este suspectul Ciubotaru Gheorghe. Ca să înțelegeți mai bine, deci Enel ne-a facturat nouă românilor, am primit noi, românii, în factura de curent, de două ori facturat timbru verde. Adică am plătit în medie cam cu 7% mai mult decât trebuia să plătim. Da? Ei bine, ăsta de la Electrica, vicepreședintele, a zis, stați ăștia de la Electrica, de la Enel, trebuie să dați înapoi banii care i-ați luat în plus. Bun, să nu credeți că a descoperit el. Au descoperit clienții ăștia. Consumatorul final de energie electrică a fost un proces și acum trebuia să dea înapoi. Dar ce au zis ăștia de la Enel, firmă italiană, atenție, privată italiană, nu mai e românească, nu mai e electrică, nu mai e a noastră. Am făcut-o cadou unei firme italiene pentru că așa ne-a obligat Fondul Monetar Internațional. A zis că n-avem noi românii, de ce să mai fim proprietari pe sistemul nostru de distribuție a energiei electrice. Nu, trebuie să-l facem cadou. Și l-am făcut cadou unor italieni, unor mafioți, care l-au luat pe gratis, sub promisiunea că vor face investiții mari în modernizare, în dezvoltare, știți, bla bla bla, obișnuit. Tot ce au jefuit, au luat pe gratis în România, că a fost gaz, că a fost petrol, că a fost orice, a fost luat pe gratis, cu promisiunea că o să investească ei în modernizare. Înțelegeți că ăsta era un morman de fiare vechi, ca să-l citesc pe clasicul Petre Roman. Ei bine, ca să mă întorc, o lămurim întâi cu factura. Ăștia de la ANR au zis, bă, trebuie să plătiți acum, să dați înapoi cetățenilor 6,5% ăla. La care directorul de la ANR, bineînțeles că nu de capul lui, ci pus de către patron, a venit și a zis, bă, nu putem să o dăm la pace, să nu mai plătim sau să plătim înapoi. Bun, i-am furat pe român de 6,5% în plus, dar să le dăm înapoi mai puțin. Că-s bani mulți acolo în joc. A, nu putem să o dăm la pace? Mai asta de la ANR, reprezentantul statului român. Și ăsta a zis, bă, putem, dar fii atent.
am și eu o firmă, una acolo, niște prieteni de-ai mei, Electroalfa, care ar vrea și ei să primească niște contracte, niște alea, să cumpărați de la ei niște minuni. Eu vă las de la 6,5% la 1,5%. Să mai dați înapoi. Adică să câștigați câteva sute de milioane de euro. Dar dați și voi acolo niște contracte la firma asta cu care sunt eu prieten. Înțelegeți? El probabil primește și paga de la Electroalfa, nu de la Enel. Ei bine, în felul acesta, voi românii, în loc să vă recuperați cei 6,5% plătiți de două ori, plătiți în plus, nu i-ați mai recuperat. Că i-a recuperat în locul vostru rahatul ăsta de Claudiu Dumbrăveanu. Ei bine, am vrut să aflu ce-i cu Enel ăsta. Cum s-a privatizat electrica? Cum a ajuns ei în posesia acestui sistem de distribuție? Și ce am observat? Că au luat-o în baza acestei promisiuni că vor investi, dar atenție! Ei nu veneau cu banii să investească, că ei n-aveau bani. Dar cum au pus-o la punct cu cei ce au vândut electrica din partea statului român? Bă, zice, noi o să creștem tariful la energia electrică cu banii cu care am promis că o să investim în modernizare. Adică tot noi românii urma să plătim banii pe care ăștia italienii să investească conform contractului pe care au luat pe gratis. Înțelegeți? Deci, practic, noi românii le dădeam italienilor banii, de fapt le-am dat banii, cu care să cumpere electrica. Fiți atenți aici. Deci electrica era noastră, a statului român, a poporului român. Noi le-am făcut unor cadou, unor italieni, după care am pus mână de la mână toți românii să le dăm bani ca să poată să o modernizeze. Că asta era clauza. Numai că italienii șmecheri, de unde să vină ei cu bani? Lasă tată să plătească tot românii modernizarea. Dar vă întreb atunci, nu putea să rămână statului electrica și să zică români, plătiți în plus la factură că trebuie să modernizăm electrica. Și rămânea statului român și astăzi în loc să se ducă profituri imense în buzunarele păpușarilor de la italieni, de la Enel, s-ar fi dus banii în bugetul statului și ar fi avut bani pentru grădinițe, pentru școli, pentru spitale, pentru pensii. S-ar fi putut poate mări pensiile cu 20-30 de lei pe lună în plus sau mai știu eu, nu contează cu cât, dar erau banii noștri. Iată, n-a fost jefuită țara asta doar de gaz, de petrol, de aur, de păduri, de terenuri. A fost jefuită și în felul acesta, prin factura de gaz și de electricitate, că același lucru s-a întâmplat și în domeniul gazelor. Bunii noștri conducători, trădătorii de țară, politicieni care au condus această țară, mână în mână cu FMI-ul și cu păpușarii, au pus-o în așa fel încât să nu mai fie nimic în țara asta, a noastră, a statului. Nu mai e nimic al nostru. Au luat toate rețelele de gaze, toate rețelele de curent și vă dau un singur exemplu ca să vedeți cât de bun business este. Enel-ul, fosta electrică, cumpără megavatul de energie electrică de la hidrocentrală cu 130 de lei megavatul și știți cu cât vi-l dă vouă românilor? 400! Vă dați seama ce business fantastic e ăsta. De la 130 la 400 poate sunt ceva cheltuieli, să zicem că mai sunt încă 100. Vă dați seama ce business uriaș, ce afacere fantastică au primit acești gangsteri cadou de la noi, de la români. Nu numai că le-am dat cadou compania cu care fac acum profituri uriașe din factura de curent electric pe care o plătim noi ca proștii, de 3 ori mai mare decât ceea ce producem tot noi românii la hidrocentralele făcute pe vremea lui Ceaușescu. Că altele noi n-au mai făcut. Ăștia, deștepții de politicieni, trădătorii de țară, n-au mai făcut altele. Ei n-au știut decât să distrugă, să fure tot ce a făcut Ceaușescu. Ei bine, noi le-am oferit o afacere extraordinară, le plătim în plus la facturi, ne mai și fură ne ia de 2 ori timbru verde și mai vin și rahații ăștia. Marionetele astea ale politicienilor, fripturiștii ăștia, sinecuriștii ăștia care au ajuns în posturile astea, cum au ajuns? Că peste tot,
unde sunt instituții astea de reglementare și control, sunt cei mai mari șpăgari din lume. Că ar trebui arestați toți. Peste tot. Unde auzi instituție de control de orice fel, de reglementare a statului de orice fel, că este, ați văzut acolo, cu, ce să vă mai zic, ați văzut cu asigurările, ați văzut ăla de la Liberar, nici nu mai știu că sunt așa nervos că nici nu mai vin în cap. Dom'le, ceva de speriat, ăștia fac prăpân. Iar noi românii tâmpiții de noi plătim. Noi plătim. Și alții fac averi. Reprezentanții noștri din instituțiile de control și jefuitorii, care nu sunt ei de vină. Ce ești tu de vină că spui, bă, aș vrea să te jefuiesc, ești de acord? Da, bă, stai, bă, că o vând eu și pe maică mea și pe taică mea și pe sora mea, da, dracu, ia-le tot, mă. Înțelegi? Nu sunt de vină ei că cer. De vină nu e cel ce cere, e cel ce dă. Și uite așa, aflăm de ce suntem noi atât de săraci. Așa aflăm noi de ce este nivelul de trai în România atât de scăzut. Pentru că suntem furați pe peste tot. Suntem furați din toate direcțiile și suntem furați cu complicitatea celor ce conduc România. Asta este mai grav. Este drept că păpușarii vin și cer și știu cum s-o ceară. Vin cu femeiul. Ce femeiul mai vrei? Mai vrei credit? Că n-ai din ce să plătești pensiile? Păi vreau. Păi da, dar trebuie să dai electrica, să o vinzi. Noi am vrea tare mult să o vinzi ca să-ți dăm credit. Înțelegeți? Este un lanț al slăbiciunilor. La buget n-avem bani, pentru că nu mai are cine să bage bani în bugetul statului. Că toate sursele de venituri ale statului au fost date, cadou. A fost dat și Petromul, a fost dat și Romgazul, a fost dat și electrica, a fost dat tot. Sau a fost distrus toate fabricile, toată industria românească distrusă. Pentru că așa a zis femeiul, bă, trebuie să lichidați totul, lichidat, că sunt vechi. Și am ajuns fără venituri la bugetul statului, statul nu mai are din ce să plătească pensii și atunci apelează la credite. Și iată, femeiul vine și zice, dau credit, da, sus fustița, vrem și electrica, vrem și OMV, vrem și Petromul, vrem și gazele de șist, vrem și Olchimul, vrem și CFR Marfă, vrem totul. Și uite așa. Se intră în acest lanț al slăbiciunilor. Noi, statul român, rămânem fără nicio sursă de venit. Toate găinile care înainte făceau ouă de aur, le facem cadou la presiunea lor și cu complicitatea trădătorilor de țară de politice. Le facem cadou și după aceea vedem că nu mai avem bani la buget. Și atunci ce poți să faci? Te supraîndatorezi. Și uite așa se supraîndatorează România până e luată cu totul. Și dispare statul român. Asta se întâmplă. Dar totodată scade și nivelul nostru de trai. Că atunci când nu ai bani la buget, ce faci? E recesiune. Tai din pensii, tai din salarii, n-ai de unde. Că nu-ți dau ăștia credite. Bine, dacă ei ți-ar da credite, ai putea să dai și 2000 de euro pe lună pensie. Dar îți dau doar atâta, cât să nu mor de foame. Cât să nu faci revoluție. Atâta îți dau păpușarii credit. Hai, îți dăm un credit. Până la urmă tot vom ajunge supraîndatorați. Dar trăim și prost. Spre deosebire de alte țări, unde le dă mai mult. De exemplu, grecilor le-au dat mult mai mult, că au știut să ceară. Măcar atât au știut să facă trădătorii grecilor. Au cerut și grecii au pensii de 1000-1500 de euro, cu toate că dacă ai lua-o la analiză, la sânge, din punct de vedere economic, nici grecii n-ar putea avea pensii mai mari ca noi. Dar au 1000-1500 de euro. Și au salarii foarte mari. De ce? Au știut să ceară. Bă, dacă tot e pe credite și pe jaf, măcar dați-ne, hai. Oricum tot acolo ajungem la lichidare. Tot oricum luați țara pe gratis. Că astea sunt mecanismele economice ale zilei. Ăsta este capitalismul neoliberal. Asta este noua ordine mondială. Desființarea statelor și intrarea acestor state integral în proprietatea câtorva păpușari. Și toate astea se întâmplă cu complicitatea unor Ponta, Băsescu, Șova, Dumbrăveanu și mulți, mulți, mulți alții. Niște rahați care fac mici averi, care fac averi de câteva milioane de euro, că se lipesc și ei la niște șpăgi, și
trăiesc bine și noi 20 de milioane de români murim de foame. Și nu mai vorbesc de faptul că ne dispare țara de pe fața pământului. Asta se întâmplă, dragii mei. Și vă spun și insist că nu mai e timp mult. Până nu vom mai putea repara nimic. Degeaba vom mai instaura meritocrația peste 5 ani. Nu vei mai avea ce să salvezi. Nu va mai exista statul. Cum să faci atunci? A, poți să vii, să zici, am instaurat meritocrația și naționalizăm totul. Da, da, după aia vin belele mari de tot. Se urcă ăia pe noi cu armate, cu rachete, cu tot. Că ăia care ne-au luat țara, ăia sunt și proprietarii NATO și a industriei de armament și a tot ce mișcă în lumea asta. Și aia nu o să zică, stai bă, că furați voi, ne luați voi ce e al nostru acum. Că ei nu o să zică, stai bă, că noi v-am furat întâi și voi ne furați înapoi. Nu merge, nu, asta e al nostru de drept. Ați uitat că am investit în dezvoltare și în modernizare? Ați uitat? Ați uitat că am luat electrica pe gratis, dar după aia câți bani am investit noi în modernizare? Stai mă, că i-ai luat tot de la noi din factură de la români. Nu contează managementul. Noi am știut cum să o facem. Voi românii n-ați știut să o faceți. Aici ne-au adus trădătorii de țară. De-aia vă spun că nu trebuie să mai fie condusă țara asta de partide și de politicieni. Să activeze, să facă ședințe în parcuri, să vă convingă să votați la referendum, să rămânem în NATO, să rămânem UE, să facă ce vor ei, dar să ne lase cu managementul țării în pace. Managementul țării trebuie făcut de profesioniști și de patrioți, de oameni de înaltă moralitate, nu de șpăgari, nu de hoți, nu de bandiți. Partidul lui Dan Diaconescu va intra la guvernare. Premierul Victor Ponta precizând că nu exclude varianta în care PPDD să primească un portofoliu în guvern. Anunțul primului ministru a venit după o nouă serie de negocieri între liderii PPDD și PSD, soldat cu decizia de a ceda eventual conducerea Ministerului Transporturilor. Întrebat dacă partidul condus de Dan Diaconescu ar putea avea și miniștri sau secretari de stat în guvern, Victor Ponta a spus că acest lucru este posibil. Negocierile dintre PPDD și PSD au loc în contextul în care liberalii au anunțat că vor face majorități în teritoriu alături de PDL, situație în care socialdemocrații vor fi obligați să caute susținere la alte partide. Citez. Vom face majorități în toate județele în care putem. Unde nu putem, suntem în opoziție, a mai spus Ponta în Parlament. Întrebat dacă programul de guvernare se va schimba în condițiile intrării PPDD în tabăra puterii, premierul a spus că nu s-a luat în calcul acest lucru. Dragii mei, iată dragul de Dan Diaconescu cum v-a trădat pe toți cei ce erați fani și simpatizanți. Nu numai că a bătut palma, că s-a înfrățit cu Mickey Mouse, pe care îl jignea și pe care îl făcea trădător de țară și în toate felurile. Nu numai atât. Dar vă vor sânge sângele, scuze, o vor face împreună, în duo de acum încolo, cei doi vampiri. Până acum, PSD-ul o făcea alături de PNL, numai că au fost părăsiți. Și s-au creat în multe județe majorități PDL-PNL. Dar acolo unde se poate, a găsit Victor Ponta soluția asta. Să se înfrățească cu Dan Diaconescu și cu partidul lui, ca măcar câteva ciolănașe să-i mai rămână pe aici și pe acolo. Că au și ei cheltuieli, au rate, ați văzut? Ați văzut, Ioreanu zicea, dom'le, luam și pagă că aveam rate, dom'le. Păi mi-am făcut vilă, mi-am făcut palat, mi-am luat mașini, alea. Păi cum nu trebuie să plătesc rate? Cum de ce luam și pagă? Ca să plătesc ratele. Ei bine, dragii mei, o grămadă de PPD-diști și de PSD-diști au și ei de plătit rate. Și dacă nu se înfrățeau, nu rămâneau majoritari în consiliile județene și nu mai puteau să-și plătească ratele. E o chestie de umanism, trebuie să o înțelegeți voi, membrii PPDD. Voi simpatizanții, cei ce-l iubiți pe Dan Diaconescu și sunteți totodată membri ai mișcării meritocrate sau simpatizanți. Trebuie să înțelegeți că au și ei rate. Știu că aveți și voi. Numai că
ei sunt mai șmecheri. Na? Ce fain v-au trombonii, Dan Diaconescu. Noi pe PDD-ul vom termina cu mafia politică. Vom termina cu PSD-ul. Vom termina cu hoții care guvernează țara. A? Vă aduceți aminte? Îi plăcuse meritocrația mea și preluase mesajul. Și v-a păcălit. Și a făcut repede partid, a vândut posturi de parlamentar, bani frumoși. După aia, parlamentarii și-au vândut locurile PSD-ului și PC-ului și PNL-ului, alți bani frumoși. Și acum, când nu mai aveau ce să vândă, ia că a căzut pleașca, ruptura cu PNL-ul, fuziunea cu PDL-ul și PSD-ul a rămas cu o singură șansă să mai prindă ciolănașe, alianța cu Dan Diaconescu. Ia să vedeți cum se dă drumul și la OTV acum, punem pariu că se dă drumul la OTV. Ia să vedeți cum se dosesc și dosarele lui Dan Diaconescu, ălea cu Sorin Ovidiu Vântu, cu spălat banii, cu milioanele de euro. Să vedeți cum se dosesc toate. Vedeți cum îl spală ca și Bona. Bona Lux, așa se va spăla Dan Diaconescu acum. O să cadă și bani din consiliile județene din contracte cu statul. O să se redeschidă OTV-ul, ferice de voi, dragii mei, nu? O să aveți și un Dan Diaconescu free, pentru că nu o să mai servească pârnaia acum, că doar nu poți să te duci alături de marele conducător, de cel mai iubit fiu al poporului, fără să fii penal, nu? Adică fără să ți se spele trecutul. Doar nu o să vorbească după aia ziarele că s-a aliat cel mai iubit fiu al poporului cu un penal. Vă dați seama. Ar cădea înțelegerea. Ar cădea sinecurile, ciolănașele, contractele cu statul și păgile. Nu se poate. Nu se poate. Dacă Victor Ponta e curat, va trebui să fie și aliatul său de încredere minunatul domn Dan Diaconescu. Așa că bucurați-vă. Bucurați-vă. V-a tras-o cu elodia de v-au mers fulgii. Sigur că v-au păcălit, sigur că v-a păcălit Dănuț. Păi ce credeați? Că Dănuț nu mai poate de dracul vostru, a poporului și a României? Nu. El știa că trebuie să vă păcălească, să vă ia voturile și banii ca să facă avere. Să aibă pentru Rolls-Royce-uri, pentru iahturi, pentru Bentley-uri, pentru vile, pentru papa mobile sau dede mobile sau ce mai are el pe acolo. Vedeți? Asta este. Ați luat o țeapă epocală. Poate așa va veni mintea la cap niciodată să nu mai mergeți pe mâna unor politicieni sau partide. Nu există așa ceva. Nu există partid sau politician corect cinstit. Chiar dacă ar vrea el să fie la început. După aceea când intră în mafie, cum zicea un clasic pe care o să-l citez un pic mai încolo, să nu divulg știrea următoare, când acolo la partide este cea mai mare mafie din lume. Nu poți să intri între ei și să-i reformezi. Terminați cu prostile. Nu poți să bagi un măr bun într-o ladă cu mere putrezite și mărul bun să facă merele putrezite bune. Se va întâmpla invers. Când bagi un măr bun între mere putrezite, mărul bun devine putred. Nu merele putrede devin bune. Trebuie să înțelegeți odată și odată, dragii mei, că astea sunt fenomene naturale, firești. Nu ține de firea omului. Ține de legile naturii. De aceea vă spun, noi nu putem schimba sistemul actual decât ne implicându-ne politic, partinic, unindu-ne milioane de români și cerând referendum pentru schimbarea sistemului. Asta este singura cale de schimbare. Nu să facem acum partidul meritocrația, cum îmi spuneau mulți, doamne, fă partid. Că și alături de mine vor să vină mulți din ăștia, ciolănari din ăștia. Sinecuriști care abia așteaptă să dea din coate și să facă un nou partid, să se lipească de meritocrația ca să ajungă ei la ciolane. Dar nu merge. Aici la meritocrația nu avem ciolan, nu avem funcții, nu avem partid, nu o să avem niciodată parlamentari, nu o să avem niciodată nimic. Nici consilier, nici primar, nici nimic. Doar atât. Vom dezvolta mișcarea meritocrată ca pe o religie. Vom încerca să convingem cât mai mulți oameni să creadă în ce credem noi. Și atunci când tot poporul își va dori schimbarea, să decidem prin referendum schimbarea și să se schimbe de la sine sistemul. Dar nu merge cu partide, cu alegeri, cu mers în Parlament. Hai să vă convingem să renunțați la ciolan. Adică, bă, politicienilor, știți, noi vrem să vă convingem
că e mai bine să votați voi schimbarea sistemului, să renunțați la Ciolan. Asta este o prostie, asta chiar e utopie. Asta e împotriva legilor naturii. E imposibil. Dar pentru că vă promisesem că voi vorbi despre mafia din politică, ia să vedem ce declară un om care vine din interiorul sistemului, dintre partide și politicieni, un om cu mare experiență politică. Omul de afaceri și fost mare politician Viorel Cataramă a declarat la Jocuri de Putere că în acest moment partidele politice din România sunt structurile mafiote extrem de bine organizate. Avem o clasă politică care a ajuns să fie detestată de populație pe bună dreptate, spune Viorel Cataramă. Avem partide politice și instituții cum e Parlamentul care au ajuns să fie detestate de populație. Trebuie să spunem că vinovați pentru această situație sunt partidele politice. Partide politice care, fără excepție în ultimii 25 de ani, nu au făcut ce trebuie pentru România și nu au pus degetul pe rană. Nu au făcut nimic să crească acest salariu, nivelul de trai care să ne ducă și pe noi într-o altă lume a bunăstării și a civilizației, a spus Cataramă. Omul de afaceri a mai declarat că partidele politice sunt structuri mafiote. Pentru același lucru eu am luat amendă 10.000 de lei și postul de televiziune Nașu TV a fost amenințat cu desființarea. Sigur că ce poți să faci cu Nașu TV nu poți să faci și cu realitatea, dar totuși e desesizat că nu sunt eu singurul care spune că avem un sistem mafiot, că partidele nu sunt decât structuri de tip mafiot. Iată, că poate credeți că eu sunt nebun și vorbesc, bac câmpii, vorbesc de unul singur. Uite că mai sunt și alții. Dar de data asta, eu vorbeam din afară, n-am fost niciodată, nici în partide, nici politician. Niciodată n-am făcut parte, n-am fost membru a niciunui partid, nici măcar simpatizant. Niciodată nu am votat vreun partid, n-am fost la vreun vot. Vreodată în viața mea să votez un partid. Ei bine, până acum, cu Radu Moraru, cu Parlamentul European, dar l-am votat pe Radu Moraru, care nu este politician. Dar acum avem o reacție din interior. Vezi, zice, bă, primul poate nu mă vede din afară și nu se pricepe. Dar uite, ne zice că partidele sunt structuri mafiote, ticăloase. Ne spune un om care vine din interiorul lor. Un fost politician, un fost membru de partid. Un membru de vază al PNL. Și atenție, nu a PSD. În acest moment, partidele politice sunt structurile mafiote cel mai bine organizate din România, a spus Viorel Cataramă. Corect. A făcut o mențiune corectă. De ce? Structurile mafiote cel mai bine organizate. De ce? Pentru că sunt mai multe structuri mafiote. Este vorba de structurile din inspectoratele de control, de protecția muncii, de sănătate, de finanțe, de protecția mediului. Sunt atâtea inspectorate școlare. Totul este mafie. Există după aia mafia de la ANR, de la aia de la verificarea activelor financiare, de la unde a fost Rușanu. După aia sunt alea cu asigurările. Sunt o grămadă. Totul este pe structuri mafiote, pe clientelism, pe rude, apropiați, prieteni, nași. Și mai ales nași, atenție, că de acolo vine mafia. Toți sunt nași între ei și fini. Toți se nășesc, toți se înrudesc, se încuscresc. Au ajuns că se și căsătoresc între ei, ați văzut? Că dacă vrei să iei puterea în PSD, trebuie să o iei pe fata lui Sârbu, înțelegeți? E ca la dinastii, cum făceau pe vremuri regii, conții, baronii, ca să poată să avanseze în ierarhia statului, trebuia să se căsătorească cu fata șambelanului. Înțelegeți? Adică trebuia să... Uite așa și la noi. Nu s-a schimbat nimic față de acum 100, 200, 300, 400 de ani. Numai am dat așa o poleială. I-am zis democrație. De fapt e tot o mafie, o ticăloșie. De fapt totul este o mizerie fantastică. Da, sunt curios dacă și realitatea va fi amendată pentru afirmații identice cu ale mele. De fapt, eu parcă n-am fost chiar atât de vehement. O altă veste interesantă vine să ne arate
nu despre mafia sistemului, nu despre cât de mafioți sunt politicienii, ci despre cât de prost, cât de idiot poate să fie acest Victor Ponta împreună cu harvardeza lui de la finanțe, care au zis că au dat lovitura, că bagă acciza asta suplimentară de 7 cenți și o să aibă bani la buget, că nu mai trebuie să mărească redevența la petrol. Adică dacă mărea redevența la petrol, să o facă la nivelul normal din Uniunea Europeană, care și ăla este o redevență de jafă, atenție, ar fi obținut de 3 ori mai mult decât din acciză. Dar el a zis, nu, nu putem să ne atingem de OMV, să-i lăsăm să jefuiască în liniște. Nu poți să-i impozitezi pe aia care câștigă foarte mult, parcă așa zicea ieri. Nu poți, tată, să-i impozitezi, să-i taxezi pe ăla care câștigă foarte mult. Nu, trebuie să iei de la ăsta care câștigă puțin. Că așa e în social-democrație. Bun. Veți zice, bă, a greșit săracul. Dar fiți atenți ce a greșit cu acciza acum. Acciza suplimentară la carburanți de 7 cenți pe litru, a intrat în vigoare în aprilie. Efectul imediat a fost o scumpire drastică a benzinei și motorinei, care a fost însă urmată de o scădere a vânzărilor de carburanți. Datele Institutului Național de Statistică, atenție, Institutul Național de Statistică, care este tot al lor, a PSD-ului, a cărui șef este tot un PSD-ist, atenție, care este tot o instituție politică, că e bătaie mare pe partide când ajung la putere să-și numească oamenii la Institutul Național de Statistică. De ce? Pentru că cu acest instrument reușesc ei să vă păcălească. Cum ajunge un pontache din ăsta la conducerea țării? Fiți atenți cum bagă Institutul Național de Statistică. A crescut nivelul de trai în România cu 450%. A crescut salariul mediu net cu 250.000 de euro. A crescut produsul intern brut al României cu 3,5%. Totul crește în România, înțelegeți? Când ai șef la Institutul Național de Statistică, unul care primește rapoartele după care taie și scrie el cât e bine. Înțelegeți? Deci tot un servitor din ăsta zice că arată o scădere de 6,5% a comerțului cu amănuntul a carburanților pentru autovehicule în magazinele specializate în luna aprilie față de martie. Pă, vă dați seama? Dacă ăsta, șeful de la statistică, care este, servitorul lui Ponta, zice că a scăzut cu 6,5%, asta știți ce înseamnă? Că în realitate a scăzut cu 16,5%. Că omul când a văzut 16,5% l-a sunat pe Ponta. Ce facem, șeful? Ia uite ce s-a întâmplat cu lumina ta, cu igeniala ta idee de a supraacciza carburanții. Ia uite ce s-a întâmplat, a scăzut consumul cu 16,5%. La care Ponta, că eu fi zis, bă, dacă vrei să mai servici mâine, dai el pe unul din față, ceva trebuie să faci. Păi bine, șeful, da, bă, vrei să ai servici? Sau vrei să intri în pușcărie, că știi că am dosarul tău, că ai luat o șpagă. Ha? Și gata, ai ieșit 6,5. Dar 6,5% e uriaș. De ce? Pentru că proștii nu s-au gândit că o să vină ziariștii și o să compare scăderea asta de 6,5% cu luna identică, adică aprilie, din anul precedent. Că vă dați seama că acest consum de carburanți în medie, în luna aprilie, anul trecut, e același cu anul ăsta. Că nu s-a întâmplat nimic spectaculos în economie, să crească sau să scadă foarte mult. Și ce au descoperit ziariștii? Că dacă am compara scăderea din aprilie anul ăsta cu aprilie anul trecut, scăderea e de 16,2%. Bă, idioții nu s-au gândit, stai bă, că există și statistica de anul trecut, care e dată deja, e făcută, nu mai putem să umblăm la ea. Și e sare în ochi. Cum poate să fie scăderea în aprilie față de martie de doar 6,5%, când în aprilie 2014 față de aprilie 2013 e de 16,2%? Înțelegeți? Și uite așa, iese minciuna la iveală. Deci, pe de altă parte, deci avem o scădere de 16% a consumului de carburanți din cauza accizei acesteia. Pe de altă parte, Ion Lixandru, administrator camion logistic, a menționat că 30.000 de camioane nu mai alimentează în România și că nu s-a câștigat nimic din acciza suplimentară, ba din contră, s-a pierdut. Cum s-a pierdut?
S-a pierdut în două feluri. Primul mod în care s-a pierdut prin această acciză este diminuarea pieței interne de carburant. Adică se vinde cu 16% mai puțin carburant. Atenție, ce înseamnă asta? Păi gândiți-vă o dată, numai 24% TVA-ul la carburantul ăsta. Ce de bani înseamnă? Deci s-a pierdut o dată așa. Dar, în schimb, guvernul român nu a acționat în favoarea noastră cu această acciză, având în vedere că a contribuit la creșterea economică în Bulgaria și în Ungaria și în alte țări, pentru că marii transportatori preferă să alimenteze de acum încolo la intrarea sau la ieșirea din România, adică în Bulgaria sau în Ungaria. Deci nu mai fac plinul în România, nu se mai vinde carburantul în România, nu se mai încasează acciză pe carburantul ăla care nu se mai vinde, nu se mai încasează TVA pe carburantul ăla, în schimb, nu se mai înregistrează vânzarea la produsul intern brut, în schimb, le-am făcut curumare la bulgari și la unguri, unde le-a crescut vânzarea de carburanți, le-a crescut încasarea de accize, le-a crescut încasarea de TVA, le-a crescut produsul intern brut. Pe ce bază? Pe baza pierderii României. Din ce cauză? Din cauza idiotului de Ponta. Așa este când pui un procuror să facă economie. Așa e când pui panorama aia de harvardeză trimis aici de păpușari ca să controleze economia românească. Așa se întâmplă. România pierde și câștigă alții. Asta înseamnă lipsa de profesionalism, lipsa de inteligență, lipsa de gândire. Păi nu gândești înainte, nu faci o simulare. Bă, ce se întâmplă dacă eu fac prețul ăsta? Păi o să fie mai ieftin în Bulgaria și în Ungaria. Bun, și dacă e mai ieftin, o să cumpere de acolo. Cam cât? Câte camioane traversează România? 30.000 de camioane. Aia nu o să mai cumpere. Cât alimenta fiecare? 1.000 de litri. Cât înseamnă asta? Iuhu, o să ne scadă vânzarea cu 16%. Ia să vedem ce înseamnă să scadă vânzarea 16%. O să ieșim în pierdere cu acciza. Era atât de simplu. Credeți-mă, oricine poate să facă aceste calcule și aceste calcule au fost făcute înainte de introducerea accizei. Și Băsescu de aia spunea că nu-i bine. Și au spus mulți alții, am spus și eu în emisiune că nu-i bine. Că o să producă efect anti decât cel dorit. Contrar. Ei bine, nu. Ponta a zis, nu tata, că eu sunt mai deștept, că sunt procuror, că mi-am cumpărat diplome, mi-am cumpărat și doctorate, mi-am cumpărat de toate și asta înseamnă că sunt deștept și eu știu mai bine cum e cu accizele și cu finanțele și cu bani. Și uite cât de bine știe. Al doilea efect negativ este faptul că această creștere a accizei are efect contrar celui scontat, iar încasările la buget au scăzut față de înainte introducerii ei, în loc să crească. Deci în loc să avem mai mulți bani la buget, cum calculase idiotul, cu 200 și ceva de milioane de euro, avem mai puțin, cu vreo 50 de milioane de euro. Deci noi românii plătim mai mult pe litru de benzină și de motorină și statul încasează mai puțin decât încasa înainte. Deci ai mărit acciza asta ca să faci rău poporului, dar nu numai poporului, ci și bugetului. Ca să vedeți cine ne conduce pe noi. Ca să vedeți ce tâmpit e primul când cere ca țara să fie condusă de specialiști, de profesioniști. Ca să vedeți. Uite cât vă costă. Uite cât ne costă pe noi pe toți prostia. Pentru că trebuie să fim conduși de mafioții ăștia care și-au cumpărat diplome. Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a avertizat încă din februarie că odată cu introducerea accizei de 7 eurocenți, transportatorii români care efectuează operațiuni la nivel internațional vor fi obligați să cumpere carburanți din afara țării, iar prin reorientarea alimentării a doar 13% din volumul actual de motorină vândut în România, se anulează orice câștig ipotetic al statului român, au comunicat atunci reprezentanții UNTRR. În consecință, dragii mei, iată că prin scăderea vânzării de carburanți cu 16, ceva la sută față de aceeași perioadă anului trecut și față de martie, fiți siguri că dacă la Institutul Național de Statistică nu se tăia un 1, era tot 16%, că nu e posibil așa ceva. Să scazi față de anul, de luna trecută doar cu 6%, dar față de aceeași lună de anul trecut cu 16%, este imposibil, credeți-mă, doar în cazuri extreme,
să zicem, cu tremur uriaș, cu milioane de morți, război mondial, numai în cazuri de acest gen pot fi așa diferențe mari. Deci statul iese în pierdere, dragii mei. Din nou, din cauza prostiei guvernanților, statul iese în pierdere. Dar mai rău, și noi români ieșim în pierdere de două ori, practic. Odată cu factura și odată cu reducerea fondurilor la buget, pe care tot de la noi le va lua Ponta să le umple la loc. Va veni o nouă taxă. Va crește o nouă acciză la ceva. Pentru că bugetul față de cel prognozat, nu numai că nu are în plus 200 de milioane de euro, dar are în minus 50. Deci, românașii mei, aveți o taxă în plus, plătiți la benzină mai mult, simțiți în bugetul familiei un minus de aproximativ 20-30 de lei în medie pe lună, dar o să vă mai vină încă o taxă, că frate, nu se poate, păi nu mai sunt bani la buget din cauza taxei astea. Ca să vedeți ce paradox. Ca să vedeți. Mai bine vă puneau pe voi, toți românii, să plătiți aceeași sumă, aceeași preț pe benzină și vă luau 20-30 de lei, chetă, la toți și măcar plăteați banii aia, dar măcar erau bani la buget. Așa? Iată. Ne-au luat și banii și nici nu sunt bani la buget. Că-ți vine să-ți dai palme în țara asta. Că până la urmă începi să-i dai dreptate lui Băsescu, să-l înțelegi de ce disprețuiește acest popor. Îl disprețuiește pentru că ăia care conduc sunt niște nenorociți, iar ăia care aleg sunt alții. Ăia care se duc la vot și aleg politicieni sunt cei mai mari nenorociți. Dragii mei, dacă ai minte, dacă ai creier ca român, nu te mai duci în vecii vecilor să votezi un politician sau un partid. Niciodată. Din partea mea aveți această declarație. Cine se duce și votează partid sau politician în România e un idiot. Și cu asta basta. Să trecem și la externe. Economia Statelor Unite s-a contractat în primul trimestru pentru prima oară din 2011 cu 1%. Iar numai cu 1% s-a contractat. Dragii mei, eu am prieteni în America, vorbesc des în America. E un dezastru ce se întâmplă acolo. E un dezastru. America este în pragul revoluției. Este criză fantastică în imobiliare, nu se mai vinde nimic în imobiliare. Este criză uriașă, e un șomaj extraordinar de mare, nimeni nu angajează, toți dau afară. Trăiesc americanii ca și noi românii, care și noi avem 3,5% creștere și nu sunt bani pe piață, că toată lumea a blocat toate cheltuielile, românii au bani doar să-și plătească ratele la bănci și să mănânce. Exact la fel se întâmplă și în America. Numai că în timp ce în America au bun simț măcar și zic că au o scădere de 1%, la noi nesimțiții ăștia, cu Institutul lor de Național de Statistică raportează creșteri, 3,5%. Au crescut vânzările în detai de rup. În construcții este raiul pe pământ, se construiește case, se construiesc case, blocuri în toată România. Se vinde în prostie în imobiliare. Da, așa este, dacă îi asculți pe ei. Dar tu care trăiești în realitate, tu care ai firmă și știi, vorbești cu alte firme și toți sunt la pământ și nu reușesc să sunt în faliment mascat. Tu care vezi că toată lumea n-are bani, că te duci în supermarketuri și sunt goale. Că oamenii bagă în coș doar o franzelă și un salam. Îți dai seama ce criză uriașă. Ei, la noi e creștere 3,5. Americanii măcar nu zic că e scădere, ci că e doar cu... Nu zic că e creștere, zic doar că e o scădere, dar numai 1%. 1% acolo. Foarte puțin, adică ne revenim imediat. Și asta ci că e din cauza iernii deosebit de aspre, care a fost cea mai aspră iarnă din lume și care a perturbat activitățile economice și construcțiile de proprietăți rezidențiale și comerciale, potrivit datelor revizuite publicate joi. Transmite Market Watch. Declinul din primul trimestru a fost determinat în principal de investițiile scăzute, în special în construcții de locuințe, birouri și fabrici. Spune aceeași sursă. Bă, mâncava și inima voastră. Acum, devine e vremea foarte rece sau scăderea investițiilor? Că n-are nicio legătură una cu alta. N-are absolut nicio legătură investiția cu vremea rece. Eu înțeleg că de la vremea rece au fost multe zile în care nu s-a lucrat, scade PIB-ul, nu? Au fost multe distrugeri, multe calamități,
Înțeleg, bun, scade PIB-ul, cu toate că n-ar trebui să scadă la chestia asta așa de mult. Dar nu s-a lucrat săptămâni. Scade PIB-ul. Bă, dar după aia vii și îmi spui că declinul e din cauza scăderii investițiilor. Păi n-are legătură iarna grea cu scăderea investițiilor. N-are nicio legătură una cu alta. Dar mă rog, așa este. Când ești prost, nu știi nici să minți. Datele referitoare la investițiile companiilor în construcție au fost revizuite la un declin de 7,5% în loc de o creștere de 0,2%. Investițiile rezidențiale s-au redus cu 5%. Creșterea stocurilor care contribuie la PIB a fost revizuită în sens negativ, la 49 de miliarde de dolari, de la nivelul raportat inițial de 87,4 miliarde de dolari. Atenție, foarte mult, peste 50%. În ultimele două trimestre ale anului trecut, stocurile au crescut cu mai mult de 100 de miliarde de dolari în fiecare dintre acestea. Exporturile Statelor Unite au scăzut și ele cu 6%, în timp ce importurile au crescut cu 0,7%, în loc de o contracție de 1,4%. Ei, dragii mei, iată, America face implozie. Știe toată lumea asta, nu se mai poate ascunde. Economia Statelor Unite este la pământ. Ăsta este și motivul pentru care și Obama, și Biden, și ăsta al ministrul apărării vin ca milogii din două în două săptămâni și cer bani de la europeni. Haideți, haideți, mai cumpărați arme, cumpărați ceva, hai, comandați avioane, faceți cum... Sunt terminați. Economia americană e la pământ și nu-și mai poate reveni. Și acum trageți concluzia. Ce se va întâmpla? Nu va fi bine deloc. Nu va fi bine deloc pentru că statele toate dau faliment. Statele Unite este o țară supraîndatorată, cu peste 110% datorie din PIB. Asta înseamnă că e terminată. La fel se întâmplă cu marea majoritate a țărilor din Europa de vest. Ce se va întâmpla, dragii mei? Va avea loc un crah financiar și bursier, atenție, uriaș. Eu vă spun să vă pregătiți, pentru că este evident pentru oricine care înțelege fenomenul economic și mai ales care, pentru cineva care are viziune de ansamblu asupra întregii economii mondiale, este mai mult decât evident că se apropie cu pași mari de tot, că e foarte aproape un mare crah financiar mondial, o mare criză mondială, cum n-a mai fost pe lume. Aia din 2009 a fost o glumă. Ăla a fost aperitivul. A fost aperitivul pentru că a fost fentată acea criză prin tipărire de monedă. Dacă ar fi fost lăsată acea criză să se desfășoare normal și să se separe grâul de neghină, să se treacă la lichidări, la falimente bancare și de mari corporații, ar fi fost o mare criză uriașă, tot cea mai mare din istorie, dar astăzi am fi putut să o luăm de la zero. Dragii mei, a fost păcălită și criza aia din 2009. N-a fost atât de gravă cum trebuia să fie. Adică cu falimente, nu așa cum au fost. De mici băncuțe pe aici, pe acolo. Trebuia să se întâmple cu falimente mari, nu doar Lehman Brothers. Trebuia să fie JP Morgan, Citi, trebuia să fie... Deutsche Bank, trebuia să fie HSBC, deci trebuiau să cadă băncile alea mari, uriașe. Dar s-au salvat ăstea sacrificând bănci micuțe și prin emisiune de monedă. Adică au tipărit bani cât le-a trebuit ca să le salveze. Ei bine, nu se mai poate. S-a ajuns la un punct în care nu mai poți să păcălești nicicum natura, legile naturii și ale Universului. Și ne apropiem de o criză fantastică. Dumnezeu cu mila, sau cum zicea Victor Ponta, scapă cine poate. Iar eu nu pot să vă mai spun acum în finalul emisiunii decât atât. Cu Dumnezeu înainte. La revedere!